Începem în acest tutorial să implementăm funcționalitatea formularului nostru de resetare a parolei. Haideți să începem cu rutele, cu ruta, de fapt că avem o singură rută. Deci vom avea aici rute pentru utilizatori. Prefixul rămâne admin, trebuie să fie autentificat, da? Și să facem ne va trebui o rută de tip post acum, pentru că postăm formularul respectiv. Deci haideți să o și scriem un mic comentariu să știm pe viitor despre ce e vorba aici. Ruta pentru resetarea parolei. Resetarea parolei, da? Și vom avea route. Așa. Post. O vom numi reset password. Noi vom da exact, vom alege aceeași strategie ca și la updatarea profilului. Noi vom da un parametru, da, pentru că ne vom folosi strict de utilizatorul autentificat în mod curent, astfel încât să nu mai luăm nu știu câte măsuri de securitate ca alt utilizator să poată să folosească un parametru fals, etc. Și bineînțeles vom face tot din profile de aici, același controller, profile controller, vom folosi același controller și ne vom o pune funcția reset password. Așa, și cu numele să zicem name user, ca să știm iarăși că este user .reset password. Așa, să nu uităm punctul și virgula de la sfârșit. Ctrl+S, luăm această funcție cu copii ca să nu greșim numele. Intrăm în controllerul nostru frumos și facem funcția public function reset password. Ctrl+Z, stați că am scăpat-o. Profile controller web aici și trebuie reset password. Ctrl+C. Reset password. Bineînțeles că voi avea un request. O să vedem imediat ce facem și fel, dar deocamdată vom avea cel standard. Probabil îi vom face noi unul personalizat. Ok. Și acum haideți să vedem ce avem de făcut. În documentația Laravelului avem aici la security se începe cu authentication și avem mai multe aici, o să vedem ce ne interesează pe noi și mai avem aici interesant hashing, deci folosim fațada hash a lor, deci putem să verificăm dacă o parolă corespunde parolei criptate, cum ar fi, că știți că în baza de date le avem pe toate criptate. Și avem aici cum se utilizează această funcție. E mai jos aici, hcheck, deci dăm plain textul, deci probabil ce parolă ne confirmă. Că noi, care e ideea la noi? Noi trebuie să confirmăm că în momentul în care își alege parola actuală, noi trebuie să verificăm că și este aceea. Deci am putea să folosim cu fațada hash, dar prefer metoda cu, de la autentificare și cu manualii authenticating user. Deci încerc să-l autentific manual și am aici funcția, da? If out attempt de credențial și request session regenerate, nu știu ce, deci pot și redirect. Deci încerc din nou. Deci aici pot să fac, dar vreau să văd în primul rând, deci nu merg mai departe până când nu e clar că o încercare de autentificare reușește. Haideți să vedem. Deci o luăm cu copy și paste. Mai întâi credențialul ăsta să luăm. Da? Deci din documentație. Noi folosim funcția request only, dar nu avem ce să record decât password-ul, că e-mailul nu-l avem.
request și nu doar only, deci dăm pur și simplu de password și credentials, deci haideți să vedem cum e, dacă e sub formă de matrice. Da, request îmi dă o matrice. Așa, credentials egal cu. Deci, o să punem o matrice, request password. Da. Iar a doua va fi os, da, user, email. Vedeți? Și atunci nu mai am nevoie de parametru în rută. Pentru că îl iau exact pe utilizatorul autentificat, care e acesta. Care acesta încearcă să utilizatorul curent autentificat încearcă să-și modifice parola. Și acum, deci aceasta este matricea, acum vin și preiau această sintaxă. If os atent credentials și de aici se execută în continuare codul următor. Deci dacă asta, și trebuie, vedeți, mi-o dă cu roșu, trebuie să import fațada os. Aici, da, o import sus aici la mine. Da, și de aici urmează în primul rând să creez noua parolă criptată. Da? Deci să scriem. Creăm noua parolă criptată. Da, și acum am dau seama că cel mai bine ar fi să facem ruta tot push, de tip push, pentru că facem de tip put, pentru că facem o updatare. Nu facem o introducere, facem o updatare și așa se utilizează rute de tip put. Deci această mică corectură, oricum merge și cu tip push, dar e mai sigur așa. Creăm noua parolă criptată, da, și spunem, deci să vedem și ce nume avem, deci password reset la noi. Asta e vechiul, user profile trebuie să venim și să vedem cum se numește, deci label password, deci request-ul password e ok. Acum password new se va numi, ne control ce. Da, deci haideți să vedem un profile, deci creăm noua, deci dollar new password va fi egal cu $request, da? $request password new, i-am zis. Da? Password new. Așa. E-mailul rămâne la fel, da, nu e doar atâta, e bcrypt, nu ne complicăm acum cu hash-ul, să mai importăm bcrypt. Da, și de funcția aceasta bcrypt. Așa, acum e bine. Control, deci am creat o parolă criptată. Și acum zicem os. Mergem cu funcția, chiar dacă avem importată și fațada. Os user să-i spunem așa $user egal, deci os user, da, deci avem utilizatorul autentificat în variabila $user, $user password este egal cu $user, cu $new password, deci cu variabila new password, care e parola criptată, noua parolă criptată. Așa, $user new password și cam atât am avea, că doar parola o resetăm. Am verificat aici, verificăm, nu că aceste
că e-mailul și asta, deci corespund vechea parolă cu e-mailul, fac o pereche prin care se poate autentifica și atunci new password o schimbăm. Validarea o facem în tutorialul următor. Așa, și dăm $usersafe. $usersafe. Așa, ok. Deci cam asta ar trebui, ce nu-i convine. $usersafe. Da, nu știe de ea pentru că nu am folosit un model și nu are de unde să știe că acest e un utilizator. Așa. Noi am importat aici modelul user, da. Ok, am putea să facem atunci altfel, să fim mai siguri. Deci egal cu user find or fail deos id. Am văzut că există funcția id direct și mi-o întoarce și acum am user și atunci acum am vede save-ul. Probabil era același lucru, dar prefer să nu-mi dea editorul de cod erori. User save. Și acum ar trebui să o ia parola, nu-i mai dau redirect. O să vedem că o să facem imediat, că am tot amânat și mesajele de notificare să știe omul și eventual o să-i trimitem și parola prin e-mail în tutorialul următor când facem și validarea. Dar deocamdată să vedem că funcționează acest lucru, deci bineînțeles că trebuie să mergem în user profile, în nouul nostru formular. Haideți să le dăm și un ID egal ca să nu avem probleme cu submit-ul. Reset password, da, să fim cât mai siguri că acest buton va face submit exact pe formular. În principiu face, dar dacă avem două formulare pe aceeași pagină, haideți să-i dăm și ID egal profile, să-i zicem. Trebuie doar să le identificăm foarte bine că sunt diferite. Action egal route, așa o luăm și pe asta și o vom adapta, bineînțeles, la noi. Deci să vedem unde avem noul nostru formular, ID reset password, deci aici introducem action, să vedem ce acțiune, deci user reset password, control C, ne întoarcem înapoi, așa, fără parametru. Deci nu mai avem niciun parametru aici. Da, method post, am zis că trebuie să o lăsăm method post. Acum dăm și această directivă cross-site reference de securitate și mai trebuie să mai dăm și directiva method put. Parcă asta am folosit-o, nu? Ia să vedem, web. Da, am folosit metoda put. Așa. Și acum ar trebui să meargă. Haideți să vedem în primul rând că nu ne luăm eroare. Deci, aș prefera să ies din administrator, că după aia pierd prea mult timp dacă o dau în bară cu parolele. Deci, haideți să iau o parolă obișnuită, intru ca administrator, dar iau un utilizator obișnuit, să zic așa, care știu că are parola password. Control C, logout, intru cu login cu parola cu e-mailul nou și parola password. Știm că toți utilizatorii de test au aceeași parolă. Am reușit să intru, don't save. Ok. Haideți să văd aici, deci trebuie să am profile, am profile și să zicem vreau parola actuală. Password. Și să zicem noua parolă va fi password 123. Dar vedem că mă lasă să o resetez. Password 123. Reset password. Cu un column where can select from password. Deci aici nu mi-a luat. Column 0 users. Confirm password change. Deci asta e din browser, e ok, deci
password, where 0 egal password, deci nu m-a lăsat. Cum v-am obișnuit, greșelile corectăm direct. Nu vă treziți cu cod scris și explicat după aceea. Eu să stau o oră să corectez și să vi-l pun într-un minut și să simțiți așa că eu vorbesc de unul singur, deci împreună am studiat puțin, bineînțeles ca de obicei, am văzut că am greșit aici cum sintaxa funcției attempt, deci nici nu trebuia să neapărat să implementez, să intru, utilizez fațada os, aveam acces și la funcția os, deci haideți să facem așa, deci os, deci o mai folosim fațada. Avem acces la funcția os care e aceeași. Și attempt. Deci email, vedeți, aceasta e parola. Aceasta este sintaxa. Haideți să mergem totuși pe cea veche, că mi-a autocompletat-o. Deci este într-adevăr într-o matrice, dar trebuie să fie de tip nume, deci etichetă și valoare. Nu pur și simplu înșirarea valorilor, de unde și eroarea mea, vedeți că așa am dat, deci zice 0. Deci aici trebuie să fie password și aici trebuie să fie email. Vedeți că 0, aceasta coloana 0, e password, deci parola mea în eroare. Și așa că e, acum ar trebui să meargă, deci email este os user email, control C, la oricum o să-l scoatem degeaba. O să-l scoatem de tot, host user email, deci asta haideți să-l scoatem. Iar password este request-ul, deci dollar request, password. Și acum ar trebui să meargă. A fost o mică eroare de sintaxă. Control-S, ne întoarcem înapoi, dăm și un F5 să fim mai siguri. Deci, parola actuală a utilizatorului e password, da? Noua parolă este password 123 și o confirmăm, nici nu avem nevoie, că noi încă n-am pus validarea, dar haide să facem cum trebuie. Deci, reset password m-a dus acolo și ar trebui să fie resetat acum parola. Dau un cancel, deci m-a dus după reset site test admin reset password, dar eu aveam, nu știu dacă mi-a resetat, haideți să iau cu asta că nu trebuia să mă ducă, dar eu nu i-am dat redirect back, da. Și atunci ar trebui acum să-mi ia parola, ia să vedem, logout, login, ar trebui să am parola password 123. Haideți să vedem mai întâi cu vechea parolă, password. Deci dacă am password, ar trebui să nu mă lase să mă loghez, da? Zice this credential dot not match our records. Deci eroarea standard, dau din nou așa și dau acum password 123. Deci parola aceasta ar trebui să mi-o ia acum. Da, deci mi-a schimbat parola. Acum Breana Dietrich are noua parolă, password 123. Haideți să o setăm la loc, că cine știe când o mai folosim de test. Password 123 și acum vom folosi noua parolă password. Password și actualizăm reset password. Mă duce iar direct aici pentru că nu i-am dat un return back. Așa, și acum parola este, bineînțeles, password. Deci avem la toate numai așa și urmează în tutorialul următor să facem și partea de validare.